Deci, mă gândesc ori să mă duc la Predeal. Am găsit drojdie. Aici e a carcaletilii care le place la băieți și la fetilii. Din Sprite, țuică ochii lui Dobrin și Coca-Cola. Always. Sau Frida. Uam. Uam. Ia. Cum să... Ia stai că aici... După aia trebuie să îți dai seama că tu ai ochii lui Dobrin, poate ne ochi. Ochii în ochi, să nu te de ochi. Așa, hai. Ia, pute? Pute. Bă, dar eu nu beau whisky, dar mă să-ți scot. Cu cubuleții. Ăla bea de-aia de ploșniță. E Winston Churchill. Eu bag țuică oltenească. Ochii lui Dobrin. Și avea o nevastă care îl plângea. Aolea, ce băia bunere! Și știi cum o chema pe aia? Sida. Dar știi de unde vine Sida? Nu de la HIV, de la astea, că e un nume vechi la noi. Vine de la Persida. Dar s-a scurtat, că de obicei noi scurtam cuvintele. Și nu era rușine la fată. Chiar a băgat pe ea pe burtiera acolo. Cum o cheamă pe fată? Dobrin oricum era destul de bătrân. Îți dai seama că a luat-o din adolescență. O fată. S-au cunoscut de tine. Nici nu știe ăia ce e asida atunci. Că n-a apărut. Unii zice că e de maimuța Resus. Că niște negri s-a făcut cu maimuță. Bă, eu vă recunosc și la m-am făcut cu o vacă. Cu vaca nebună, de-aia mă nebun. Să-ți bagi pula într-o pizdă de vacă. Am putut și o cățea? Ce tu te fuci cu animale, de? Deci, ăștia care se dă homosexual, bale se fute cu oameni. Dacă te fuzi cu animale, bă, chiar te... Bă, mi-am imaginat și eu de seama. Cum e să te fuzi cu o vacă? Pe venea medicul veterinar la noi să controleze vițelul la o vacă. Cum se controlează vițelul? Hai că vă zic eu. Că bucureștenii ăștia care se uită pe YouTube, majoritatea nu știe de asta de țară. Și n-are de ce să știe, că își bagă ăla toată mâna să palpeze vițelul, să vadă dacă e bine acolo. Își bagă o mânușă de aia mare pe mână. Asta e primul ecograf. Cum? Cu mânușa? Cum? Acum ați dă cu spârcheală de aia pe burtă. Bă, am fost și eu ieri la spital. M-a trimis la infecțiat, o să mă duc la Vitorul Babeș Boioi. Zic, bă, Babeș Boioi, ungurești, știi? Păi noi nu suntem facultate Babeș Boioi. Păi de ce te cheamă Babeș? Și Victor? Ai nume de babă? Ești femeie sau ești fiare? Am avut un prieten la... Era asistent la... La ai că îi dau un gât. Bă, ia să mă fac cu o asistentă bătrână. Mă duc eu să mă piș, m-am lucrat la o vizită seara. Și era o asistentă bătrână. Și vrei să-ți trag o felație? Așa face băiat. M-aș fute cu babe. Dar așa... Păi că eu nu vreau. Just say no. Și după aia m-am dus, redau asistente tinere de mine. Face IPC.
Păi ce, de unde știi, fată, că am pisică? După flăcii de nas? Nu, păi uite-te, știi ce zgâriate și pe mâini. Da, bă, să-ți bași pula, că eu mă jucam cu pisica mea. Tot timpul mă jucam cu ea. Și ea se juca cu mine, dar se enerva. Îi făceam așa ca o vrăbiuță, știi? Cu mâna așa îi făceam. În fata la fata. Și era birmaneză, era procitură de voiajer cu buțani. Nu știu, mi-a dat o fată în dar, Irina, superbă, lasă-mă că spune după aia, am văzut tot. Și mi-a dat, bă, alegeți un pui. Și eu am ales-o, erau niște motani de aia, mărtani de aia mari, frații ei, dar ca prăști. M-am uitat la băieți și la fete, e la fel ca la unii bărbați proști. La rasa umană noi suntem paradoxali. Geniali sunt geniali, bărbați. La idiotii de Dostoevski e originea. Idioten, șloten, toten. Băi, bun carcale tu ești. Ia, să mai dau și cu drumul. Idioten firfote. Vier fote. Aveam eu o fostă prietenă iubită, Alexandra, care nu mai dau de aia, oricum nu mai merge din telefonul. Când zicea aia, eu sunt mistrețe. Auzi la ce cu mistreții? Una a început un roman să scrie mistreț, una Simona, aia cu coroniță pe cap, aia zice că e Regina Maria. Tot timpul, în toate clasele de la școală, aia a luat premiul întâi peste tot. Dar a nebunit la cap, de la învățătură. Păi ce pula mea faci, fată? Aveam mai poze fata cu coroniță. A zis, ia uite cu cine ubește băiatul, cu gagică cu coroniță. Mi-a zis, bă, pula, eu doar în casa a întâia sau a doua, în a doua. Eu am avut copilăria cea mai fericită. Nici nu m-a făcut pionier primul. No, în second level. Eram second hand. Eu stăteam pe pit. Eram prea pripit și stăteam pe pit. Știi, eu eram pionier. Am crevă, sunt pionier. Și mă mândresc cu ea. Eu, mamă, mi-a gățat în caravată, ziceam, bă, sunt bapul ăla, jucăm spunzurătoarea. Acum ăștia uitat. Noi ne jucam spunzurătoarea, băgam un cuvânt. Și după aia îl băgai pe unul pe spunzurătoare. Dacă nu ghicea cuvântul ăla, dar eram cel mai bun angelat spunzurătoare. Îi spunzuram pe toți, eram cu călău, cel mai cu călău. Eram Michael Gândea. Gândea. Era Michael Jackson. Nu mă trăgeam de pulă. Încă nu descoperisem videoclipul Thriller. După aia când am văzut că e moda de tras de pulă sau n-am văzut băieți buni, dar răi. Sau răi, dar buni. Când Uzi se trage de pulă. Ce fac ăștia, mă? Și pe aia mi-a mă, se controlează. Că aveam și eu ticul ăsta la un moment dat, când eram căsătorit. Mamă, din câte ori mi-aduc aminte de Adina Buxat, că e zelul afară. Și mi-a atras atenția Adriana și bine că mi-a atras atenția. Ea mi-a zis, băi, am și-o ticuri. Dar fii atent că ai și-o ticuri. Ce tic ai? Ce tic am, fată? Astea sunt chiar... Nu-ți dai seama când le faci. Te tragi de pulă. Și mi-a trage atenția. Când colo mă văd cu mâna pe pulă? Eu am nevastă. Facem sex de câteva ori pe zi. Gâfuim și noi ce gâfuim. Dăm ochii peste cap. Atunci nu era telefoane pe vibrație. Mi se pare că mi-a luat pe vibrație. Mă gândeam să-i bag în pizdă.
și să-i dau telefon după alt telefon. Îți dai seama? Eu dacă aș fi pizdă, mi-aș lua un telefon de la mine. Că am văzut că au făcut despre de-astea niște apă vibrații. Și mi-l bag în pizdă. Și de acolo de în pizdă, îmi scot căștile. Și când vorbesc cu iubitul, dar să fac vibrațiile cu un javra, cu o javă de-aia, iava, știi? Ca ubirea să fie ca la organ de lumini. Adică să vibreze ritmul la un buz de la... Și ăla când zice... Te iubesc! Ușa ce senzații de la fată. Când vă se... Bagă impulsuri puternice. Trebuie să fie în rezonanță cu vocea. Își bagă și muzică. Luigi Mafia. Își bagă Marilyn Manson. Cât țipă la o dată... O frige pe aia în pizdă! Sau bagă Iron Maiden. Bring me a daughter to the slaughter, to the slaughter. Și îi vibrează la pizdă. Îi bagă și Rammstein. Evil. Când țipă ăla, dacă își bagă Nightwish, îi dă de-alea, care e Tarja Turunen, e blândă. Aia zice, poet Dying, nu știu, mi-a plăcut o melodie de-a lor. Baladă pentru un poet care murea. Așa. Cred că au avut un prieten care a dat-o. O fi băut prea mult, sau cine știe ce plan a făcut băiatul. Și a murit.